ți-a fost dat și ți-a fost lăsat să fii mărturia clipei veșnicia. Ia-ți loc doar conștiința ta, jurnalistule. Nu te amăgi cât ești printre vii, că vei fi bogat prin ce-ai consemnat. Banii nu sunt plata ta, jurnalistule. Nu te amăgi cât ești printre vii, că vei fi bogat prin ce-ai consemnat. Istoria este plata ta. Nu te amăgi cât ești printre vii, că vei fi bogat prin ce-ai consemnat. Istoria este plata ta. Ești mărturia clipei veșnicia. Istoria te trage după ea. Ia-ți loc doar conștiința ta, jurnalistule. Vei muri sau nu, mâine sau acum, istoria te trage după ea. Ia-ți loc doar conștiința ta, jurnalistule. Ești printre vii, că vei fi bogat prin ce consemnat. Istoria este plata ta. Nu te amăgi cât ești printre vii, că vei fi bogat prin ce consemnat. Istoria, istoria este plata ta. Am să încerc să vă vorbesc despre una din publicațiile cu un destin singular în peisajul gazetăriei românești. Este vorba de revista Lumea. De ce spun că este o revistă de un tip mai deosebit? Pentru că a avut un destin și are un destin oarecum mai special. Revista Lumea a apărut în anul 1963, într-un moment fast pentru presă, deși și această revistă a apărut în timpul regimului comunist. Dar a fost o perioadă de deschidere, de exprimare mai liberă, mai ales în domeniul politicii externe, domeniul de care se ocupă, în general, revista Lumea, iar această fereastră de oportunitate a fost folosită așa cum trebuie de către slujitorii presei noastre. Mi-e destul de greu să vorbesc despre această revistă și din niște motive personale bine întemeiate. Eu mi-am început activitatea de ziarist la încheierea facultății de filologie, așa se numea pe atunci, la Universității București, în 1964, și am fost repartizat la revista Lumea ca redactor. Deci, din 1964 și până astăzi, sunt colaborator sau redactor sau șef de secție sau director editorial al acestei reviste și cred că puțini ziariști din România pot spune că au lucrat la aceeași publicație sau pentru aceeași publicație timp de peste 55 de ani, așa cum am făcut-o eu. Este deci un moment emoționant și voi încerca să fiu totuși foarte riguros în ce privește relatarea mea, fără să
estompez lipsurile și fără să glorific pe nemeritate anumite episoade din viața foarte tumultoasă și foarte interesantă a acestei publicații. Revista Lumea, spuneam, a apărut în luna noiembrie 1963. Era un moment în care România se angajase din ce în ce mai hotărât pe o linie politică independentă în cadrul blocului comunist, ca membru al Tratatului de la Varșovia și al CAIR, și încerca să aibă relații și să dezvolte legături economice, culturale, științifice și în alte domenii cu toate țările lumii, pentru a ieși din strânsoarea ideologică la care fusese constrânsă câteva decenii după 23 august 1944. Am avut privilegiul de a sta de vorbă cu unul din ctitorii acestei reviste, poate chiar inițiatorul ideii apariției sale, și anume Paul Niculescu Migil, care era în acea vreme șeful departamentului ideologic și de propagandă al Comitetului Central al Partidului Comunist. Domnul Migil, tovarășul Migil, cum se spunea atunci, era interesat de viața internă a redacției revistei Lumea, pentru că materialele, slavă Domnului, le citea pe toate până la virgulă, așa, și după 1989 m-a chemat, m-a invitat la în casa sa din strada Emil Zola, unde avea un birou la demisol și unde pregătea niște capitole dintr-o carte memorialistică. Și vrea să știe niște lucruri despre principalii redactori și colaboratorii ai revistei. Am profitat de această ocazie și, la rândul meu, am încercat să aflu câteva lucruri în legătură cu ideea apariției acestei reviste. Și el mi-a povestit atunci, ceea ce avea să relateze apoi și în textul pe care l-a scris, că Gheorghe Udeș l-a chemat odată la dânsul birou și a zis: „Măi, Paule, hai să facem și noi o politică externă, o revistă de politică externă.” Păi zice Migil: „Avem revista Timpuri Noi, care este scoasă la Moscova și care apărea în 20 și ceva de limbi, tradusă la Moscova și tipărită la București. Revista Novoe Vreme, care era tot o revistă pe profil de politică externă și de actualitate internațională.” „Nu”, zice Gheorghe Udeș, „trebuie să facem revista noastră din punctul nostru de vedere și care să servească interesului național.” „Bun”, zice Migil, „și atunci ce facem cu revista asta, cu Timpul Noi?” Care se vindea pe la chioșcuri în București și chiar era citită, chiar era căutată, pentru că era singura revistă pe acest profil și viața internațională i-a interesat întotdeauna pe români. Poate mai puțin acum, pentru că acum sunt alte preocupări în rândul marelui public românesc. „Ce facem cu Timpuri Noi? O desființăm? Îi desfințăm, nu-i mai difuzăm, nu mai tipărim și nu-i mai difuzăm tirajul prin chioșcuri?” „Nu”, zice Gheorghe Udeș, „tocmai să coexiste, să fie amândouă pe piață și dacă o faceți mai bine decât este revista Timpul Noi, ea o să dispară de la sine.
și nu ne punem nici rău cu tovarășii sovietici și ne putem afirma și noi propria noastră politică externă și vom da publicului românesc ceea ce îi trebuie din punctul de vedere al politicii noastre interne și externe. Așa vrea să se și întâmple. Paul Niculescu Mijil l-a chemat atunci la el, la Comitetul Central, pe cunoscutul făuritor de gazete, aș putea spune George Ivașcu, pe care l-am cunoscut de asemenea personal, pentru că, de fapt, chiar el m-a cooptat în redacția revistei Lumea și i-a dat sarcina, cum se spunea pe vremuri, ca să producă, să construiască această revistă. George Ivașcu era un foarte bun om de presă. Chiar George Călinescu, în istoria literaturii de la origini până astăzi, îl numește pe George Ivașcu un excelent gazetar. El era atunci redactorul șef, că pe vremea nu exista funcția de director în presa română, era redactor șef al revistei de cultură contemporană, o revistă de mare prestigiu în toată perioada aceea. Și i-a spus să se ocupe în același timp și de contemporanul și de lume. George Ivașcu a apelat la o serie de mari condeieri români din presă și printre ei i-aș putea aminti pe Mircea Grigorescu, care fusese șeful departamentului de presă și propagandă și mare șef la cenzură în timpul regimului Antonescian și care după aceea a avut multă vreme o perioadă în care a trăit incognito și a reușit să scape de detenție și de represiune. Nu avea drept de semnătură și avea să semneze foarte târziu în paginile revistei Lumea. Iar în prima garnitură a gazetarilor de la revista Lumea se aflau o serie de ziariști experimentați de la Ager Press, care știau mai multe limbi străine, între care Cornel Răducanu, Felicia Antip, George Serafin, Sergiu Verona, așa. După aceea a chemat și o serie de figuri culturale, personalități culturale, oarecum mai părâte, ca să spun așa, în acea vreme. L-am amintit pe Mircea Grigorescu, mai era vorba și de Ștefan Augustin Doinaș, cunoscutul poet care avea să fie ulterior președintele de onoare al Uniunii Scriitorilor din România și care fusese și el, făcuse și el închisoare. Au mai fost și alți gazetari mai vechi cu experiență și, de asemenea, o serie de tineri absolvenți de facultății de filologie, în general, unde George Ivașcu preda literatura română contemporană în anul 5. Așa m-a cunoscut și pe mine George Ivașcu și mi-a propus să încerc să răspund exigențelor de viitor gazetar. Și avea o schemă George Ivașcu. În fiecare număr din Contemporanul publica cam 6 mici extemporale, le-aș numi eu așa, niște prezentări de carte, niște mici cronici de întâmpinare la noile apariții editoriale și
cu ocazia asta își dea seama dacă respectivii absolvenți ai facultății pot face față muncii redacționale în presă. Printre cei care au făcut parte din candidații la postul de redactor la revista Lumea, s-au aflat între alții criticul literar Eugen Negrici, regretatul critic Dinu Civu și Victor Ursu, tatăl ziaristului Adrian Ursu și alții viitori absolvenței Facultății de Filologie. Radu Varia, cunoscutul critic de artă și așa mai departe. Nicolae Ulieru, viitorul purtător de cuvânt sau prim purtător de cuvânt al Serviciului Român de Informații și mai mulți alții. Am trecut acest examen, am fost admis la redacția revistei Lumea și m-am prezentat la post, la locul de muncă, în data de 1 octombrie 1964. Era exact la un an de la înființarea revistei Lumea. Am venit acolo foarte conștiincios la ora 9 dimineața, nu era absolut nimeni. Și stau eu pe la 9:30, 10, 11, pe la 11:30, 12, vin, într-adevăr, primii doi gazetari redactori acolo, Cristian Popișteanu și Ileana Nicolescu. Primul ziarist, amândoi foști ziariști la radio. Și îi întreb, dar la ce oră începe aici activitatea? Păi de obicei se vine fiecare cam în funcție de ce treabă are, dar astăzi venim mai târziu pentru că aseară tocmai am sărbătorit primul an de la înființarea revistei. Încet, încet s-au strâns și ceilalți membri ai redacției și am fost repartizat și eu la secția Lumea în Actualitate, care era condusă de ziarista Felice Antip, care venise, cum spuneam, de la Alger Press. Și am fost numit între ghilimele, sau însărcinat oricum, să fiu șeful departamentului Africa al acestei reviste. Nu Africa, Orientul Mijlociu. Deci am început cumva ca șef în presă, dar acest departament avea în corpul său redacțional un singur redactor și acela eram eu. Deci eram suveran pe acest spațiu foarte frământat. Și aveam atunci la revista Lumea marele privilegiu, noi, de a avea o documentare extraordinar de interesantă, unică în presa românească și nu numai în presa românească, și în alte instituții. Aveam posibilitatea să ne abonăm la orice fel de publicație din străinătate, indiferent cât ar fi fost ea de dușmănoasă, ca să mă exprim în termenii epocii. Țin minte că veneau la serviciul nostru de documentare niște personalități ale vieții noastre culturale care aveau numai acolo posibilitatea să vadă niște publicații din Statele Unite, din Marea Britanie, din Germania, din Franța, din Italia, bine, și din țările socialiste, dar nu prea știa limbi. Lumea nici rusește, nici alte limbi din țările de democrație populară, cum li se spunea. Și grație acestei documentări deosebite, aveam posibilitatea
să informăm publicul românesc în legătură cu ceea ce se întâmplă în actualitatea internațională din surse dintre cele mai diverse. Evident că trebuia să valorificăm, așa cum se cuvine, această pletoră, această bogăție de surse informative de presă și totuși revista Lumea, trebuie spus, avea o anumită marjă de să zic așa, de exprimare mult mai largă decât alte publicații românești care nu puteau să iasă din șabloanele limbajului de lemn al presei din acea perioadă. Spuneam că la serviciul de documentare veneau niște oameni din cultura și arta românească care vreau să se informeze și ei în legătură cu ceea ce se mai întâmplă în lume din publicațiile care ne venă nouă prin abonamente sau gratuități. Printre ei mi-i amintesc pe Radu Beligan, care era un cititor foarte frecvent al fondului nostru documentar. Era criticul literar și eseistul Virgil Nemoianu, care a fost după aceea profesor și este și acum profesor universitar la o universitate din Statele Unite, și era scriitorul Radu Cosașu, care până la urmă a și început să scrie la revista Lumea și chiar i s-a făcut o rubrică permanentă intitulată Fața nevăzută a lumii. În acest climat privilegiat am reușit eu să mă formez ca ziarist de politică externă la revista Lumea. Trebuie spus că atunci când George Ivașcu m-a luat la revista Lumea să lucrez, deci în presa română, eu i-am zis, toașul profesor, astăzi sunteți și redactor șef la revista Contemporanul. N-aș putea să lucrez la Contemporanul, să fiu redactor acolo, pentru că am făcut facultatea de filologie, literatură și așa mai departe. Deci, uite ce este. Merg la revista Lumea, că e o revistă nouă înființată, aici am fost liber și mai vorbim peste un an de zile. Și te întreb atunci dacă vrei să te muți și vedem ce faci. E, între timp, George Ivașcu m-a trimis peste câteva luni într-o deplasare în străinătate. Era o vizită oficială a lui Chivu Stoica, care era președintele Consiliului de Stat. Și am făcut și o parte ca ziarist din grupul de presă, care l-a însoțit pe șeful statului, na, era președintele Consiliului de Stat, era șeful statului atunci, cel puțin nominal. După ce am făcut și o vizită în Etiopia, am dat mâna cu președintele Nasser, am dat mâna cu împăratul Haile Selassie al Etiopiei, am primit decorații și într-o parte și în alta. Bine, decorațiile le-au primit toți membrii delegației și decorația mea era mai mică decât decorația pe care o primise de pildă coafeza doamnei Chivu Stoica, dar se cheamă că aveam o decorație egipteană și o decorație etiopiană, că na, așa era protocolul. E, peste un an îl agăț pe George Ivașcu pe culoarele Casei Scântei, unde era pe un culoar, pe același culoar, deci era de o parte revista Lumea, de o parte revista Contemporană. Și Ivașcu venea pe la ora 11-12, intra triumfal așa și vorbea tare și veneau diversi solicitanți să-l întrebe una sau alta. Și m-am băgat și eu într-o zi în vorbă și zic, domnul Toașu Ivașcu,
ce facem? Ziceați că România literară poate peste un an, s-a făcut un an și ceva. Și Vașcu zice, dar chiar vreți să te muți la România literară? Asta puțin și m-am gândit. Mă gândeam și la vizele respective și la perspectivele care vor mai fi. Din nou, m-am obișnuit aici, îmi place foarte mult, am învățat și domeniul respectiv și a început să le... și a zis, eram sigur că așa o să fie. De altfel, vreau să spun că eu fusesem deja cumva formatat pe politică externă și pe actualitate internațională, pentru că de mic copil, nu știu, aveam pasiunea pentru ziare, citeam ziarele, așa cum erau ele la vremea respectivă, care erau atroce de propagandistice. Așa. Dar mă interesa, era un... deși trăiam într-un oraș de provincie, Câmpul Lung Mușcel, așa, departe deci de viața, să zicem, politică a țării, așa, eram foarte atent la toate mișcările astea, știam toate mărimile, toată nomenclatura de conducere a partidului și statului, funcțiile fiecăruia, colecționam poze de miniștri, de activiști politici, de frunte și așa mai departe. Și mi-a venit foarte ușor să mă acomodez cu activitatea, cu munca de presă la o publicație de politică externă. Ulterior mi-am extins domeniul de preocupări. Eu tot tângeam să scriu și despre Africa. Africa mi se părea atunci o zonă mult mai interesantă decât Orientul Mijlociu. Tocmai era perioada în care după anii 70, când câteva zeci de teritorii, foste colonii și dominioane din lumea a treia, din Africa și din Asia, mai ales din Africa, își luase independența de stat, erau lovituri de stat, erau revoluții, erau răsturnări spectaculoase și aveai ce scrie. Țin minte că primul articol semnat în revista Lumea a fost chiar despre asasinarea premierului Pierre Ngen Dan Dungwe din Burundi, pe care am deschis-o foarte spectaculos cu episoade sângeroase și de care eram foarte mândru. Dar debutul propriu-zis l-am făcut cu o notiță la rubrica Reflector, care era pe coloana marginală a fiecărei pagini din revistă, despre faptul că Vaticanul, la Conciliul Vatican II, l-a iertat pe Galileo Galilei pentru greșelile pe care le făcuse la câteva sute de ani după judecata și după moartea acestuia, și dădusem un titlu, Cine de fapt se reabilitează? Adică se reabilitează, este reabilitat Galileo Galilei, ori se reabilitează Vaticanul prin faptul că recunoaște peste secole meritele acestui savant. Și uite așa, a fost începutul debutului meu în presa de politică externă, după ce mă produsesem cu câteva cronici de întâmpinare în contemporanul, cum spuneam, și la ziarul România Liberă, unde fratele meu îl știa pe Boris Buzilu, care era șeful secției culturale. Și așa am rămas ziarist de politică externă până în ziua de azi. În 1971 am fost
propus să merg corespondent de presă în Vietnam. Era război atunci. Am ezitat puțin, dar un șef de la Azerpej mi-a spus: tu, Așulat, mergeți acolo și un singur lucru trebuie să țineți minte, să dați dovadă de abnegație. Noastră vă trebuie abnegație acolo ca să mergeți. Într-adevăr, am avut nevoie de abnegație pentru că era perioada bombardamentelor și erau bombardamente noaptea, câte 3-4 alarme aeriene, chiar dacă nu erau bombardamente și așa mai departe, însă am stat peste un an în Vietnam în calitate de, să zicem, corespondent de război. Dar și de acolo trimiteam pentru revista Lumea articole și comentarii. Ulterior am lucrat și la alte publicații, la România Liberă, la Ager Press. Am fost corespondent după aia și în străinătate, însă întotdeauna trimiteam materiale în continuare la revista Lumea și tângeam să vin înapoi la revista Lumea. Și, ca să nu mai divaghez, întors din calitatea de corespondent al Ager Press-ului în Austria, Elveția și Germania, am avut o opțiune. Trebuia să aleg între Scânteia, Ager Press, unde lucrasem, și Lumea, dar și să lucrez la secția de presă a GCO-ului. Și m-am sfătuit cu unii și la alții și un vechi gazetar, Virgil Dănciulescu, de la România Liberă, care lucrase la România Liberă și după aceea se mutase la Scântea, mi-a zis: băi, Vlade, zice, eu am fost în mai multe publicații, în mai multe locuri din presă și sfatul meu este să te duci la România Liberă. Da, da, revista Lumea, că acolo am început. Nu, zice, du-te la România Liberă. M-am dus la România Liberă, dar am scris în continuare și la Lumea. Adică aveam seriale pe diverse teme. Aveam un serial, am avut un serial despre Războiul Stelelor, am avut un serial despre schimbările climatice și asta era într-o perioadă în care încă schimbările climatice nu erau un punct primordial, un punct preeminent pe agenda internațională a acelui moment. Deci întotdeauna am ținut să scriu la revista Lumea și nu mi-am întrebat niciodată colaborarea cu ea. Inclusiv după 1990. Acum revista Lumea îmi publică în continuare materiale, cele mai multe dintre ele la o rubrică care se cheamă În loc de editorial sau la o rubrică pe care am deținut-o an de zile, plus minus 2000, care este de fapt, dacă aș reuni toate materialele de acolo, o carte, dar e greu să mai scos cărți acum. Însă vreau să spun că atașamentul meu față de revista Lumea a rămas același. Dar prin ce s-a deosebit revista Lumea în obsedanta, să spun așa, perioadă de peste cam jumătate de secol a regimului totalitar comunist de alte publicații. Au existat câteva titluri de publicații care pot fi citite și astăzi cu foarte multă seninătate și care pot fi oricând reeditate. E vorba de revista Secolul 20, care de asemenea era rodul acestei preocupări de deschidere spre lume și către cultura și civilizația universală. Era vorba de revista
contemporanul. Era vorba de revista Magazin Istoric, care de asemenea sluja interesele naționale în acea perioadă, și era vorba de revista Lumea, care apărea într-un moment în care România vroia, așa cum spuneam, să-și diversifice relațiile cu toate statele lumii. Și în acest context, revista Lumea făcea parte dintr-o elită, să spunem așa, a presei, care era mai puțin marcată de limbajul de lemn și de poncifele propagandei de partid. Este interesant faptul că de foarte, foarte multe ori când mă întâlnesc cu cineva sau fac cunoștință cu cineva, îmi spune: Doamne, vă citesc în revista Lumea sau vă știu de la revista Lumea. Între timp, eu am mai trecut pe aproape 10 publicații care redactor sau în calitate de colaborator, dar am rămas pentru toți omul de la Lumea. Și lucrul acesta mi se pare foarte interesant, pentru că și foarte sugestiv și foarte elocvent în ce privește prestigiul acestei reviste. Pentru că după 1989, revista Lumea a trecut și ea printr-o perioadă zbuciumată, s-a schimbat ca peste tot câteva rânduri de redactori șefi, de colectiv redacțional, au mai fost și divergențe și confruntări interne, însă revista Lumea și-a regăsit un echilibru, o stabilitate, o linie editorială precisă și apare acum în continuare. Este adevărat că nu mai apare ca revistă săptămânală cum era înainte, și revistă lunară, dar ea continuă să trezească un interes deosebit în rândul unor cititori, mai ales ai celor care au cunoscut-o în versiunea sa inițială, imediat după fondare. Revista Lumea a avut o evoluție interesantă și în ce privește grafica. La început era într-un format mai mare, ceva mai mare decât A4, așa. Avea pe copertă un glob pământesc, așa, stilizat și fără nicio fotografie și în diverse nuanțe cromatice. Lucrul ăsta a mers câteva săptămâni, câteva ani, dar nu prea mai mergea să fie în continuare. Nu mai erau culori, se repetau deja coperțile. Și atunci, al doilea mare redactor șef al revistei, Ion Cârjă, a avut ideea să înceapă să spargă puțin coperta cu câte două, trei poze mai mici, așa, poze de grup, nu poze de personalități, așa, și pozele astea au devenit din ce în ce mai mari, așa, după aia, până la urmă, s-a mai renunțat la ele și a apărut o singură poză mare și astfel, din aproape în aproape, revista Lumea a început să semene cam cu toate revistele de profil din lume, pentru a nu mai avea acea culoare, cum să spun, că era mai discretă, dar mai ștearsă până la urmă, și acel format care devenea deja monoton. Dar țin minte de pildă că în numărul 13 al revistei trebuia să relatăm despre moartea lui Gheorghe Udej. Deci Gheorghe Udej a murit în martie 1964 și 65
și trebuia să scrie exact numărul 13 despre tristul eveniment. Și numărul revistei era de obicei într-un dreptunghi alb, așa, undeva în centrul revistei. Revista se făcuse atunci pe un fundal negru și cenușiu, așa, și rămăsese numai dreptunghiul ăsta alb cu cifra 13 înăuntru. Și eu, dacă eram, trebuia să dau dovadă că sunt un tânăr ziarist foarte vigilent, zic, domne, 13 pe copertă la moartea lui Gheorghiu. Deci m-am dus la redactorul șef în ședință și am spus, așa, redactorul șef, 13 asta prea iese în evidență așa pe copertă. Cum facem? S-au gândit toți așa. Până la urmă, din albul ăla care era în dreptunghi, s-a făcut așa un fel de gri, o culoare mai mătuită, cum se spune așa, și n-a mai bătut așa la ochi. Pentru că, într-adevăr, poate unul dintre foarte puținele lucruri care pot fi apreciate în presa vremii, era totuși rigoarea tehnică, așa, acribia cu care era construit fiecare număr, adică de la corectura la literă foarte riguroasă a tuturor materialelor, până la alăturarea titlurilor, la punerea în pagină, așa ne dădea cineva, un tot așa, un vechi ziarist care lucrase și în primii ani după 1944 în presă, ce domne, ce-a apărut la România Liberă pe ultima pagină, o cuvântare a ambasadorului, nu ambasador, ministru de externe rus, sovietic, Vâșinski, la ONU. Și scria pe o pagină întreagă, acolo era și cu poza lui, un titlu mare, importantul discurs al tovarășului Andrei Vâșinski la Organizația Națiunilor Unite. Dar deasupra acestui titlu era o reclamă pe toată lățimea paginii, care era pentru o pastă de dinți, spunea așa, și a unui medic stomatolog, și zicea, reparați-vă dantura ca să râdeți cu toată gura. A ieșit un scandal nemaipomenit acum. Adică cum? Adică publicul românesc râde de tovarășul Vâșinski. Ce înseamnă chestia asta? A fost o anchetă deosebită și nu știu dacă nu s-a terminat, chiar destul de tragic pentru cei care au răspuns atunci de alcătuirea revistei. Revista Lumea, însă, vreau să spun că a avut o prestație onestă și în afară de primele pagini, care normal trebuia să dea cezarului ceea ce este al cezarului, prezenta în general cu obiectivitate situația internațională și foarte echilibrat. Țin minte că, de pildă, în timpul războiului dintre India și Pakistan pe problema Cașmirului, pe disputa pentru teritoriul Cașmirului, primisem indicația ca să dăm într-un articol pe două coloane, pe o coloană poziția Indiei, pe o coloană India, poziția Pakistanului, dar același număr de rânduri, să nu depășească nici măcar cu un rând textul privitor la o țară sau alta. Erau niște lucruri poate rigibile astăzi, dar atunci erau niște comandamente strașnice care trebuiau respectate cu sfințenie.
Oricum a fost o lecție de rigoare și o lecție de responsabilitate față de cuvântul tipărit, iar faptul că era vorba de o publicație de politică externă, într-un moment în care politica externă a României era foarte activă, foarte dinamică și urmărea interesul național, era o binefacere și o șansă, vorbea, nesperată pentru cei care scriau în acest domeniu. Ziariștii de la Viața de Partid, de la rubricile Viața de Partid sau de Propagandă sau de Politică Internă sau de Actualitate Internă, ne invideau pe noi externiștii că noi puteam să ne facem meseria într-un mod mult mai onest decât cei care erau supuși servituților momentului din punct de vedere politic. Revista Lumea a avut de asemenea și o serie de publicații conexe, a avut o editură și are în continuare și a publicat o serie de almanahuri, de pildă două almanahuri pe tema Clipa 2000, așa, în care era prezentată realitatea internațională la confluența celor două secole și milenii pe care am marcat-o cu toții, și de asemenea au publicat o serie de cărți, unele de mare audiență, dar nu de suficient de mare tiraj, între care Memoriile generalului Pleșiță, care au apărut mai întâi în serial, în foileton, în revistă, și ale altor foști membri ai securității, membri marcanții ai securității, după aceea evenimente din timpul celui de-al doilea război mondial mai puțin cunoscute, însă spun că revista Lumea a fost, aș putea spune, o publicație norocoasă din mai multe puncte de vedere. Ea a apărut la scurtă vreme, deci alt exemplu, la scurtă vreme după asasinarea lui John Kennedy. Și atunci am reușit să obținem dreptul de a publica în serial fragmente din cartea Moartea unui președinte al lui William Manchester despre toate încurcăturile și toată conjurația și toate speculațiile și toate scenariile care s-au făcut în legătură cu destinul lui John Kennedy și cu împrejurările misterioase ale morții lui. Din cauza asta, revista Lumea a avut o creștere de tiraj spectaculoasă. Apărea atunci cam 60.000 de exemplare, se vindeau toate și ar fi putut apărea într-un tiraj și mai mare dacă ar fi fost hârtie, da. Și atunci era problema cu hârtie de publicații și nu s-a putut atinge cifra de 100.000 decât în cazul altor numere, câteva numere care au mai înregistrat de asemenea niște evenimente epocale. Dar era o revistă care era așteptată cu foarte mult interes de cititor și trebuia să te grăbești ca să poți să prinzi la chioșcă un exemplar din revistă, pentru că tirajul se epuiza foarte repede. Acum m-aș referi mai puțin la destinul actual al revistei Lumea, pentru că
situația este schimbată. Politica noastră externă este cu totul altfel concepută și practicată decât în acea vreme. Publicul are acces la foarte multe publicații străine, practic, sau la internet, prin internet e foarte lesne să urmărești peisajul presei internaționale, care este mult mai prompt livrată, și revista Lumea a devenit o publicație care se consacră mai mult analizelor, unor materiale cu caracter istoric, unor capitole de sinteză ale vieții internaționale, și profilul revistei este în schimbare și trebuie să-și găsească noi cititori. Dar este o revistă care este în continuare citită și are publicul ei, și acum este mai mult cerută decât livrată publicului, iar directorul actual al revistei îmi spune: domne, atunci când un cititor din străinătate face o solicitare de abonament la revista Lumea, îmi produce o mare încurcătură, pentru că este mai scumpă livrarea unui exemplar în străinătate, și nu numai decât în Australia, ci și în alte țări mai apropiate, în zone mai apropiate, decât costul revistei. Așa că nu știu dacă să mă bucur sau să mă întristez atunci când sunt primite solicitări de abonamente din străinătate. Dar este o revistă care își are locul său și în presa actuală, și în care locul ei nu a putut fi luat de nicio altă publicație. Au mai apărut între timp publicații pe profil de actualitate internațională, dar au fost niște efemeride și nu au reușit să se ridice la nivelul revistei Lumea, care are și un prestigiu și care are și un background foarte solid.